În urma interacțiunii dintre lava vulcanică și apa de mare, ea naștere o rocă cu adevărat miraculoasă, care este cunoscută și folosită de mii de ani în medicina tradițională indiană, Ayurveda, dar și în medicina tradițională chineză sau în medicina tradițională rusă. După dezastrul de la Cernobâl, sovieticii au folosit pe scară largă acest remediu și sunt milioane de oameni care au reușit să supraviețuiască datorită acestui dar al pământului. Deși la noi în țară a fost adus relativ recent, această piatră miraculoasă este deja folosită pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni, reușind să-i impresioneze și pe specialiștii români. Domnul dr. Cătălin Luca este unul dintre puținii români care folosesc de mulți ani această rocă și la insistențele noastre a fost de acord să ne dea mai multe detalii. O să vorbim astăzi despre piatra miraculoasă, acea piatră care fierbe și care mulți m-au întrebat de ce este miraculoasă, iar eu le-am răspuns că doar prin acțiunea ei. Deci nu este miraculoasă că face un miracol, ci pur și simplu și îndeplinește funcția, dar rezultatele care obțin în urma tratamentului cu această piatră, uneori pot fi miraculoase. O să vă dau câteva exemple de persoane care pur și simplu au venit cu boli de care nu reușeau să scape de mult timp și care în urma tratamentului cu această piatră au reușit să scape de acele probleme. Mi-aduc aminte de o pacientă care avea 3 operații pe cord, fusese propusă pentru a 4-a operație, dar pentru că problemele pe care le avea de sănătate erau destul de grave, au spus, domnule, dacă te punem pe masă, s-ar putea să nu te mai ridici de acolo. Circulația la picioare era foarte, foarte slabă, deci avea un indice de circulație foarte mic și medicii au spus, domnule, nu mai putem să te operăm. Avea dureri cumplite, îi se învenețeau picioarele, nu putea să meargă și, repede, avea deja 3 operații pe corp. A început tratamentul cu această piatră și mi-aduc aminte că după 2 luni jumate de tratament ne-a chemat la ea, chiar am și înregistrat-o. Pur și simplu, după 2 luni jumate, picioarele ei arătau normale, s-a dus la medic, i-a făcut din nou analizele, a făcut ecodope și a văzut cum circulația în zona picioarelor era normală, iar acele depuneri care existau pe vasele de sânge de la nivelul inimii, pur și simplu, aproape se topiseră. Gândiți-vă că înainte de asta făcuse 10 de tratamente, urmase 10 de rețete pentru a rezolva această problemă. A luat 2 luni jumate acest tratament, după care ne-a sunat foarte fericită și a zis, domnule, astea au fost efectele. Vă rog să veniți să vă mulțumesc. Și noi am înregistrat-o pentru toți cei care doresc să vadă acest lucru, poate fi văzut. Ea a spus că a fost un miracol. Noi spunem că a fost o reacție firească la acțiunea acestei pietre. Un alt caz, mi-aduc aminte, o tânără de 40 și ceva de ani, de 30 de ani, în fiecare lună, o săptămână pe lună, voma continuu. Deci gândiți-vă ce fel de viață avea această ființă, încât o săptămână dintr-o lună, în fiecare lună, să dai afară tot ceea ce mănânci. Pur și simplu, viața era dată peste cap. Inclusiv soțul ei nu putea, în acea perioadă în care era această săptămână de groază, nu putea să meargă la servici pentru că trebuia să fie atent, să stea cu ea, să nu pățească cine știe ce. Pentru că, repet, o săptămână te dea voma în fiecare zi. Deci era cumplit. Făcuseră 10 de tratamente. Fusese la medic, i-au scos vezica biliară, au zis că e de la vezica biliară. Au fost și au operat-o de apendicită, au zis că are apendicele. Au fost și au făcut diverse tratamente. Câte nu a făcut în acești ani în care o zi, o săptămână pe lună voma tot ceea ce mânca. Cu stări cumplite, cu dureri cumplite. Gândiți-vă că dacă acea săptămână se nimerea într-o perioadă în care era, să zicem, Paștele sau Crăciunul, era cumplit. Dacă trebuia să meargă undeva la o nuntă sau la un eveniment în familie, nu trebuia să fie pus în acea săptămână. Deci o săptămână pe lună era cumplit viața ei. Toată familia era dată peste cap în acea săptămână. A început să facă tratament cu această piatră și ne sună soțul ei
Și ne spune că efectiv este uimitor ce s-a produs. După aproximativ o lună, o lună și ceva de tratament, nu mai vărsa în acea săptămână care ei se așteptau să verse. Și trecuseră o lună jumate, nu mai vărsa. Am monitorizat-o ulterior, nici următoarea lună, nici cealaltă lună. La un moment dat revenise parcă o zi, într-una din luni, dar foarte puțin, după care nu mai avea nicio treabă. Deci, ani de zile, 30 de ani, gândiți-vă, 30 de ani, o săptămână pe lună să vomați tot ceea ce mâncați cu stări cumplite de rău. Luând acest tratament cu această piatră, pur și simplu s-a rezolvat acea problemă. Au fost, mi-aduc aminte de un pacient, tatălui era foarte bolnav, s-a dus la spital, medicii au spus că are formațiuni care s-au extins în tot organismul, nu mai au ce să facă, n-au cum să-l opereze pentru că nu poate să scoată și intestinul, și ficatul, și rinichiul pentru că se împânzise la aceste organe, să-l ia acasă, să-i dea să mănânce ce vrea să mănânce, să bea ce vrea să bea pentru că în maxim o lună de zile nu o să mai fie pe lumea asta. Omul evident, fiind tatălui, faci tot ce poți ca să îi mai prelungești viața și să îi scazi suferința. A aflat de noi, ne-a sunat, i-am trimis tratamentul, i-am trimis o doză foarte mare, dar sub observație, adică întotdeauna când se face o doză mai mare, observația trebuie să fie din aproape în aproape. Omul a început tratamentul și pur și simplu, după două săptămâni, dacă până atunci stătea în pat, depindea de ceilalți să-l hrănească și să-l ducă la baie, după două săptămâni omul mergea singur la baie, se hrănea singur, după încă vreo două săptămâni jumate, mergea prin curte, făcea treabă și ultima dată ne sunase fiusul că mergea cu bicicleta în satul vecin. Făcând acest tratament cu piatra, așa numită miraculoasă. Deci pur și simplu, această piatră a intrat în organism, s-a absorbit și a început să absoarbă ca un burete acele formațiuni care existau pe acele organe. Deci a început să le topească încetul cu încetul și să le elimine din organism. S-a dus după aceea la medic, i-a făcut din nou o tomografie și medicul i-a spus ori a fost o greșeală anterior când s-a făcut tomografia respectivă, ori nu știu ce ai făcut, dar nu mai ai nimic. Și omul i-a spus, domnule, nu are cum să fie o greșeală pentru că am fost în trei locuri diferite și fiecare arăta aceste formațiuni pe ficat, pe rinic, pe intestin. Deci, nu are cum să fie o greșeală. Pur și simplu, această piatră le-a eliminat. Am avut posibilitatea să merg în India, acolo unde această piatră este folosită de mai bine de 3000 de ani. Și am putut să văd, să studiez, chiar eu însumi, cum folosesc ei această piatră, cum o pun în combinație cu alte extracte din plante și cum o combină cu regimul alimentar atunci când este necesar. Și am putut vedea eficiența extraordinară pe care această piatră o dă tratamentului. Atunci când era folosită singură, avea o anumită eficiență și uneori indienii o folosesc ca un vârf de lance, în sensul că prin această piatră potențează celelalte principii active, celelalte plante pe care ei le folosesc în tratament. Și astfel au fost pacienți care au venit, de exemplu, mulți au fost cu boli de piele. Pur și simplu erau pacienți care aveau o anumită zonă afectată ale pielei. Alți pacienți care erau, mi-aduc aminte, unul venise din altă țară, era din Statele Unite, aflase de caracteristica acestei pietre, știa că acolo se face tratament cu ea și a venit pur și simplu în India la acea clinică și a început tratamentul cu această piatră. Era bolnav de 10 ani de zile, fuseseră la zeci de medici, inclusiv cei de acolo din străinătate, din Statele Unite, și nu reuși să se rezolve. Mai mult de atât, dacă inițial era pe o anumită suprafață a corpului, acum efectiv avea pe toată suprafața corpului această boală de piele. Era cumplit, nu putea să doarmă, nu putea să meargă afară, nu putea să meargă cu un tricou și un pantalon scurs, pentru că pielea lui arăta foarte rău.
a venit la această clinică, mă rog, i s-a făcut investigații și a spus, în principal, tratamentul va fi cu această piatră miraculoasă. A început tratamentul cu aplicații interne și externe, în doze specifice și pur și simplu după o lună jumate, anumite porțiuni din pielea lui, anumite zone de pe corp, începuseră să devină piele normală. După 2 luni și ceva, pielea lui, în proporție de 40-50%, devenise normală. Cu ajutorul acestei pietre. Pur și simplu, om era uimit. Cum se poate ca într-un decurs atât de repede, pielea lui să se refacă și boala să se elimine treptat-treptat. De ce? Pentru că această piatră venea, absorbea de la nivelul pielii, din interior, cât și din exterior, deci avea acțiune dublă, din interior, cât și compresele externe, și pur și simplu elimina ceea ce nu era bun și permitea pielii să se refacă. Celulele sănătoase se refăceau și cuprindeau din ce în ce mai mult suprafața corpului care înainte era ocupată de boala respectivă. Au fost pacienți care au venit cu probleme la nivelul ficatului. Mi-aduc aminte, unul din pacienți era chiar destul de grav. Avea noduli pe ficat, deci era un stadiu foarte avansat de boală. A început tratamentul cu această piatră miraculoasă și am putut vedea atât ecografic cât și din analizele de sânge, dar și simptomatologia pacientului respectiv, cum efectiv boala pleca din organism cu ajutorul acestei pietre miraculoase. Deci e ca și cum piatra respectivă se absorbea în organism, absorbea ca un burete problema de la nivelul ficatului și o elimina prin tractul digestiv. Și cum ficatul respectiv, liber, să spunem, de acele toxine, de acele reziduri, începea să-și refacă structura și să, prin stimulare specifică naturistă, să-și refacă structura și să-și reia funcția respectivă. Deci omul venise, cum să vă zic, cu o burtă plină de apă, cu mâinile și picioarele foarte subțiri, respira foarte greu, tranzitul perturbat, mâncărimi de piele, respirația foarte grea. Deci avea o simptomatologie foarte complicată. Deci omul stătea numai în pat, era dus la baie de către cineva, era hrănit de cineva, dormea în fund pentru că nu putea să stea lungit și să respire normal. În urma tratamentului cu această piatră, efectiv, aceste simptome se reduceau treptat, treptat, treptat. Deci burta scădea în dimensiune, lichidul respectiv acumulat la nivelul burții se elimina, omul putea să respire din ce în ce mai normal, putea să stea întins, tranzitul intestinal se refăcea, putea să meargă la început prin casă, după care putea să coboare scările, ceea ce era extraordinar de mult pentru el. Și după aia, eu, mă rog, am plecat, dar ei m-au anunțat, mă țineau la curent și îmi spuneau efectiv cum evoluează acest pacient și cum ficatul lui începea să se refacă, începea să ia în greutate firească, se retrăgea apa, corpul și recăpăta structura normală, omul mergea, se ducea la piață și reluase viața obișnuită. Deci, în urma tratamentului pe care l-a făcut cu această piatră, dintr-un om invalid, ca să spun așa, deci un om care stătea în pat și care depindea de ceilalți, cu ajutorul acestui tratament a devenit un om independent care putea să mânce singur, să meargă la baie singur, să meargă să-și facă cumpărături singur și toate astea pentru că a făcut acest tratament. La el a durat, mi-aduc aminte, un pic mai mult de 4 luni de zile, dar a fost necesar pentru ca ficatul respectiv să se elibereze de toată acea toxicitate, de tot acel rezidu care exista și structurele sănătoase să înceapă să-și revină. Pentru că gândiți-vă, ficatul este ca un pahar. De-a lungul timpului tot punem în el, deci tot ceea ce intră în organism trebuie să treacă prin acest pahar, ceea ce este bun se duce în continuare în organism, ceea ce nu este bun se elimină. Dacă este depășită capacitatea lui de a filtra, atunci rezidul în exces se depune în acest pahar și paharul începe să se umple, se umple, se umple. Și dacă inițial aveam o capacitate de 100% activă de filtrare,
treptat, datorită acestui rezidu, scade această capacitate și devine 80% activă, 70%, 60%, 50%, 20%, până paharul se umple. În momentul în care s-a umplut de aceste reziduri, orice, tot ceea ce vine în organism și vine în acest pahar, dă pe din afară, pentru că nu mai are unde să intre. Și atunci bolile încep să devină din ce în ce mai grave. Ceea ce face această piatră miraculoasă este să vină ca un burete. Imaginați-vă că luați un burete și îl puneți în pahar, care este plin cu apă. Se absoarbe în burete acea apă, după care noastră o luați și o aruncați la ghiuvetă. Veniți din nou cu acest burete, îl înmuiați în apa respectivă, absorbiți și eliminați, aruncați din nou la ghiuvetă. Deci, pur și simplu, asta face această piatră. Vine și absoarbe din paharul respectiv tot ceea ce există ca și rezidu și împiedică funcționarea firească. Și dacă inițial paharul era plin, treptat el se golește, golindu-se, permite structurii sănătoase să se refacă. Deci dacă inițial era 10% funcțional, absorbind acest rezidu de la nivelul ficatului, el începe să devină 20%, 30%, 50%, 70%, 90%, până chiar poate 100% funcțional. Evident că se vine și cu un tratament de stimulare în același timp a celulelor sănătoase, pentru ca ele să se multiplice și să ocupe spațiul pe care noi, cu ajutorul acestei pietre, îl eliberăm de rezidu, de celule nesănătoase, și astfel celulele sănătoase au unde să se multiplice și să-și reia funcționalitatea. Același lucru se petrece și la nivelul rinichiului. Această piatră miraculoasă ajunge la nivelul rinichiului, absoarbe ceea ce, să spunem, inițial umplea rinichiul și împiedica funcționarea normală a rinichiului. Au fost mulți pacienți care au venit cu 10% din rinichi funcțional, cu 5%, care pur și simplu nu mai aveau diureză, deci nu urinau deloc pe zi. Cu ajutorul acestei pietre s-a eliberat rinichiul de acel rezidu care împiedica funcționarea firească și mai mult de atât a permis stimularea celulelor sănătoase, astfel încât ele să înceapă și să se multiplice și să-și reia, să spunem, funcția firească. Și dacă inițial rinichiul funcționa 5%, să funcționeze 10%, 20%, 30%, 50%, pentru că rinichiul și relua pur și simplu funcția. Deci era o acțiune, să spunem așa, simultană. Venea această piatră și desfunda canalele prin care substanța activă ajunge la nivelul rinichiului și rezidu se elimină, deci mai întâi desfunda această instalație, după care venea și elimina, absorbea ceea ce nu era bun la nivelul rinichiului, celulele nesănătoase, rezidu care exista acolo, și ca un burete îl absorbea și le elimina din organism, dar nu prin urină, ci prin tractul digestiv. De aceea este un mare avantaj pe care îl are această piatră, este că nu se elimină prin rinichi. Și dacă rinichiul nu filtrează, el teoretic nu are cum să elimine ceva. Dar piatra aceasta, eliminându-se prin tractul digestiv, poate să absorbă și să ia din rinichi. Și atunci el venea, absorbea ce era acolo și în paralel permitea celulelor sănătoase să înceapă să se multiplice din ce în ce mai mult, să-și rea funcția, încât să cuprindă, ca să zic așa, întregul rinichi și să funcționeze normal. Și dacă inițial era 5%, păi 10%, 20%, până la 90% sau chiar 100%, în funcție, evident, și de celelalte boli asociate. Dar tratamentul trebuie făcut pe o perioadă de timp specifică stării de afectare a organului respectiv. Dacă e doar o mică problemă la rinichi, atunci tratamentul nu va dura 10 luni. Va dura 4 luni de zile sau 3 luni, sau depinde de starea organismului. Dacă este o boală în care omul nu are niciun fel de diureză, atunci tratamentul va fi pe o perioadă mai mare, dozele vor fi mai mari, dar ele trebuie făcute astfel încât să meargă pe capacitatea organismului de asimilare și de metabolizare. Pentru că altfel această piatră intră în organism și dacă noi o luăm într-o doză prea mare, își face efectul o parte din ea, cealaltă se elimină.
Deci marea una din mare caracteristici ale acestei pietre este că nu se acumulează în organism. Deci dacă dumneavoastră, să zicem, luați o anumită doză și organismul are nevoie doar jumate din ea, folosește doar acea jumătate, restul se elimină împreună cu rezidurile respective. Deci ea nu formează depozite. Sunt multe medicamente care, în momentul în care intră într-o doză mai mare decât poate organismul să le asimileze, se depun în organism și formează depozite. Nu, această piatră nu se depune în organism. Ea se elimină integral prin tractul digestiv și nu se elimină prin rinichi. Pentru că a fost un caz în care persoana respectivă avea nisip la rinichi, cum se spune, și în urma, după ce a început să ia această piatră, ea a provocat o criză de rinichi. Urina care a eliminat-o era tulbure cu sediment și durerile au fost foarte mari datorită acestei crize renale. Și ne-a sunat imediat și ne-a spus că din cauza acestei pietre a eliminat-o prin rinic și a avut durerile respective din criză. Și am explicat, am luat chiar urina și am mers la laborator și am arătat foarte clar că acel sediment nu era piatra respectivă, ci pur și simplu era sedimentul pe care el îl avusese anterior în rinichi și care era arătat de ecografiile pe care le făcuse anterior și care acum, prin acțiunea acestei pietre, pur și simplu s-au eliminat. Dar când s-au eliminat toate și a fost într-o criză. Deci o parte le-a absorbit această piatră miraculoasă și le-a eliminat prin tractul digestiv, dar o parte s-a eliminat prin urină. Și în momentul în care s-a eliminat, a făcut această criză renală. Deci nu este... În urină nu existau particule din această piatră, pentru că ea se elimină integral prin tractul digestiv. De aceea, dacă există o afecțiune la nivelul rinichiului, nu se încarcă și mai mult munca rinichiului să elimine rezidurile prin rinichi. Și această piatră le ia și le elimină prin tractul digestiv. În toată această perioadă cât am lucrat cu această piatră miraculoasă, am putut observa cazurile de oameni care au venit și afecțiunile pe care le aveau. Și am putut trage, să spunem, o linie, o concluzie la ce tipuri de afecțiuni se adresează această piatră. Și am fost uimiți că, spre deosebire de alte medicamente, marja de adresabilitatea este foarte mare. Am putut observa cum efectiv cazuri de probleme la nivelul ficatului, dintre cele simple până cele foarte complicate, au putut fi rezolvate cu ajutorul acestei pietre. Am văzut cum probleme la rinichi au putut fi rezolvate sau cel puțin ameliorate foarte mult cu această piatră. Am văzut probleme la nivelul uterului și ovarilor cum au fost rezolvate cu această piatră. Deci pacienți care erau propuși pentru operație, scos tot din zona respectivă, cu ajutorul acestei pietre au scăpat de operație. Am văzut pacienți cu probleme la nivelul tiroidei, care la fel, propuși pentru operație, programați deja, venind și făcând tratamentul cu această piatră, au reușit să scape de operație. Probleme la nivelul inimii. Operați deja o dată, de două ori, de trei ori, propuși din nou pentru operație. Venind și făcând tratamentul cu această piatră, au scăpat, pur și simplu, de o nouă intervenție chirurgicală. Probleme la nivelul stomacului, la nivelul tractului digestiv, la nivelul prostatei, propuși pentru operație. Făcând acest tratament, au scăpat de intervenția chirurgicală. Probleme la nivelul plămânului, probleme la nivel cerebral, care puse chele. Au început tratamentul cu această piatră și s-au rezolvat foarte multe din simptome. Noi am promis echipei de la OTV, toți cei care ne vor suna, le vom da relații despre această piatră, le vom spune ceea ce poate determina în boala pe care ei o au și modalitatea de administrare.